Valea Fânațelor și Valea Chintăului sunt străzi în afara municipiului Cluj-Napoca, în extravilan. Mulți dintre proprietari și-au construit acolo casele în speranța ca la un moment dat să poată intra în legalitate. Unii dintre ei și-au declarat imobilele și plătesc impozite pentru acestea. Reprezentanții primăriei susțin că obligația fiscală prin care trebuie să-și declare bunurile nu le conferă drepturi echivalente cu ale autorizației. Din ce știm noi, situația este împărțită în două. Cei care au declarat casa plătesc impozit, cum e cazul nostru, și cei care au construit în ultimii ani, nu știu exact, 2-3, și care nu pot să intre în situația asta. În cazul nostru, din câte știu eu, nu putem fi demolați. În momentul de față sunt în curs mai multe procese, la finalul cărora, dacă instanța de judecată va decide astfel, primăria le va demola fără discuții. Primarul Emil Boc a precizat că doar casele care au autorizații, dar care au depășit limitele acestora, pot intra în legalitate. Unde s-a făcut fără autorizații, din start, te-ai gândit dumneata că vrei pe terenul din Valea Chintăului să-ți faci o casă fără a avea autorizație de la nimeni? Acolo nu este soluție decât demolarea, prin sentință judecătorești. Legea nu permite intrarea în legalitate la lucrările fără autorizație. Atât în Valea Fânațelor, cât și în Valea Chintăului, casele construite au unul sau chiar mai multe etaje. În ambele zone se ridică în continuare imobile de locuit. Amenzile pentru cei care construiesc fără autorizație pot ajunge la 100.000 de lei.